Păi, îmi place de melodia lui băiat. Să facem analiză pe text. Dau o fugă după domnișoare. Băi, mai bine zicei și tu, ca să fii religios, original, nu jegos, religios, dau o rugă după domnișoare. De ce? Să-mi bag boticul la pungă. Deci dacă bagă de-astea reumatisme de-astea, ăsta nu se pricepe la domnișoare, băi. Fii atent că domnișoarele se face imediat tablă cu tank. Cu Blitzkrieg. Ce? Cârlig? Tata, ar cârme ca o trență pe ceva. Ai început prea mult să faci laba. Voi fi eu frustrat, adevărat. Am experiență. Cât de cât să mai cuvlăgi la pot ca tine. Eu nu dau o fugă după domnișoare. Mie îmi place domnișoara să mă alerge pe mine. Să mă alerge, da? Mamă, bine, ca cinci lui. Alea se face că fuge. De ce? Dar mă împunge, nu știu ce. E cornute. E căprițili domnului. Când vine domnișoară așa, la băiat. Și toate domnișoare, da. Deci a și fătat. Păi, e adevărat că a fătat. Exact. Era domnișoară. De adevărat. Și am mai întâlnit și altă domnișoară. Și aia se făcuse virgină. Cu toate domnișoare. Cred că s-a luat după maică mea, că asta a fost domnișoarele. Băi, de ce o știi pe afară? Tătăițul meu, că era țăran înțelept, îi zicea, băi, te cred eu că ești domnișoară, dar nu știu cât te cred, că știu că te mănâncă în pizdă. Așa pe orice fetili, le mănâncă în pizdă. Ia adun tu de la doctorul ginecolog, că s-a uitat în pista ta și ți-a văzut. Hymenis iem, tablă de tancă. Și mama, oricum, îl iubea pe tătăiță, asta e indubitabil. Și i-a ducea actele la băiat. Ca zis, bă, în scrisurile, e adevărat. De ce la știa? Deci, țăran, credit la cap, zicea, bă, du-te la doctor, crăcește-te și arată-ți pizda. Că eu nu pot să mă uit în pizda ta, pula mea, sunt tatăl tău, ce dracu vrei să te fut? Ăla pare să se uită așa cu penocloase. Cum? Cu penocloase. Zice, a, fata are floci la pizdă, nu e rase. Și ăla zice, aoleu, nu e de rasă? Nu e de rasă. Mănâncă afară, se cacă în casă.